Hei, bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am un mini-mini haul cu decorațiuni de toamnă, ceea ce am cumpărat anul acesta, dar rămâneți în continuare cu mine, pentru că în același timp vom face și curățenie și vom și uh, decora casa mai de toamnă, zic eu. Nu investesc foarte mult în decorațiuni de toamnă și în fiecare an cumpăr câte ceva. Anul acesta am cumpărat puține chestii, le vom folosi și pe cele de anul trecut. Veți vedea că am descoperit uh, un parfum care arată decorațiune de uh, toamnă. Și zic să începem. Prima dată am fost în Poundland, nu aveau absolut nimic de toamnă, dar aveau chestiile de uh, vară la reduceri. Și am cumpărat acest uh, ghiveci ceramic în care pui ghiveciul normal cu planta, vedeți că am pus eu plantuța aceasta, la o liră 50. Culoarea mi s-a părut super frumoasă, super tomnatică, exact portocaliul acela al dovlecilor, așa că o liră 50 am zis că de ce nu îl cumpărăm și am pus plantuța în el și va merge și el în decorul de toamnă. Apoi în BNM aveau foarte multe lucruri de Halloween, cred că ați văzut asta în vlog pentru că v-am arătat că atunci avea un BNM. Singurul lucru așa mai, mai de toamnă, nu de Halloween, a fost acest dovleac auriu. Și deja am în cap cu ce o să-l sortez și unde o să-l pun. Acesta a fost 4 lire, este un dovleac ceramic, dar totuși pentru un dovleac 4 lire mie mi se pare destul de mult. Uh, tot în B m am mai găsit și o pernuță. O pernuță a cărui uh, motocei uh, Ivi deja i-a aranjat pe unii din uh, ei. Unii din ei au zburat. De fapt, nu au zburat. Ba da, unul a zburat și restul... în fine. O pernuță care inițial a fost 16 lire, ulterior a nu, inițial a fost 10 lire, ulterior a fost redusă la uh, 8 lire, iar eu am cumpărat-o cu 4 lire. Este această pernuță dreptunghiulară, într-un maroniu cărămiziu, așa, cu accentele acestea aurii și cu câțiva cănăfiori. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că are fermoar și poți să-i scoți fața și, nu știu, să folosești altă pernuță sau ce vrei tu, ceea ce de multe ori în BNM nu se întâmplă. Și acum văd că sunt și fire de păr de ale mele. Și mă referam la acești motocei, am mai avut unul aici, dar bineînțeles că a zburat și cu siguranță vor mai zbura. Asta e viața cu pisici. Iar acum trec la câteva lucruri, două pe care le-am cumpărat din târgul de vechituri și două pe care le-am cumpărat din second hand. Din târgul de vechituri am luat aceste bufnițe care zic eu că vor veni foarte bine în decorul nostru de toamnă. Mi-au plăcut super mult. Și tot din tergul de vechituri am luat două fețe de pernuță, acestea. Acestea le-am luat mai de mult, dar nu mai țin minte dacă vei le-am arătat într-un hol sau nu. Am zis eu că va veni foarte bine cu ca muștar, au griuri muștar, zic eu că vor veni bine în decorul de toamnă. Acestea au fost două pentru o liră sau două pentru o liră 50, deci ambele au costat o liră, o liră 50. Iar apoi, din second-hand, am luat aceste fețe de pernuță, cărămizii foarte frumoase, așa, sunt mari, sunt de 50 pe 50 și celelalte la fel. Destul de greu îți găsești de pernă de 50 pe 50, de obicei sunt de 45 pe 45. Acestea au fost o liră 50 bucata și am luat două din second-hand. Și cam asta a fost tot ce am cumpărat anul acesta de toamnă, dar rămâneți cu mine, facem curățenia și uh, decorăm și cu obiectele din anii trecuți. Și zic să înceapă curățenia, bineînțeles că nu orice curățenie începe cu a pune lucrurile la loc, dar nu înainte de a-mi pune o telenovelă. Este singura telenovela a actorului meu preferat pe care eu uh, nu am văzut-o. Nu știu cum, nu știu cum mi-a scăpat de nu am văzut-o. Uh, pun păturici la loc. Întotdeauna avem o păturică pufoasă pe, uh, lângă canapea cu care să ne învelim dacă stăm la un film. Și bineînțeles că dezbrac pernuțele pentru că nu mai e vremea lor. Am avut niște pernuțe albastre, pe tonuri de albastre, cu albastru cu frunze de palmier și pă, așa mai departe. Asta este primul lucru pe care îmi place să îl schimb atunci când decorez. Îmi place să schimb nuanțele pe camerei, dacă pot să spun așa. De aceea și perdeaua și draperia le am tot timpul în nuanțe foarte deschise, în nuanțe neutre, care pot, se pot adapta cu ușurință oricărei culori aș pune eu în, în living. Bineînțeles că duc la spălat tot ce a fost până acum pe canapea și câteva chestii noi, fețele de pernuță, unele din fețele de pernuță pe care le-ați văzut în, în hol. Aspir un pic canapeaua pentru că, deși am ținut pătură pe ea, se pare că părul pisicii a ajuns și pe husă și folosesc aspiratorul meu Dyson, care apropo a fost o investiție super bună. Aspiratorul Dyson face parte din investițiile acelea uh, scumpe, dar bune, care își merită toți banii și uh, da, am astfel de investiții. Chiar ar fi o idee de clip cu ce ce am cumpărat și chiar își merită banii. Mai folosesc puțin și rola aceea lipicioasă pentru scame, pentru că husa este una destul de pufoasă așa și pă părul ajunge de multe ori și nu-l poate lua aspiratorul. Așez puțin husa pe canapea, am mai găsit ceva de pus la loc, bineînțeles și dăm drumul cu ștersul prafului. Pentru praf folosesc acel degresant universal, acel degresant galben pe care l-am cumpărat de la BNM, pentru că mobila este una lucioasă și îmi trebuie ceva care să curețe cu putere. De multe ori pe mobilă sunt lăbuțele pisicii, sau diferite alte pete, se mai lasă pe acolo câte o cană și dacă ai pus cana de cafea și un pic picură cafeaua, imediat acea, această mobilă albă de la Ikea se pătează, așa că de aceea folosesc soluția, e un pic mai, mai puternică și scoate diferite pete din acestea mai rezistente pe mobila albă. Și cu aceeași soluție curăț și măsuța de oglindă. Această măsuță care mie îmi place super, super mult și știți că îmi place tot timpul să o decorez și să o am acolo lângă canapea, e măsuța de cafea. Am dat foarte puțin pe ea la BNM și ca o povestioară am luat-o undeva cu 12 lire redusă, nu mai știu exact. În una dintre seri, soțul meu a spart-o și, bineînțeles, că a fugit rapid și a cumpărat alta, astfel încât eu nici măcar nu mi-am dat seama că e o altă măsuță. Mi-am dat seama abia când am găsit lângă tomberonul de gunoi picioarele măsuței vechi pe care o spărsese el. Dar calitatea oglinzii nu este una neapărat foarte bună. Trec apoi la ștergerea prafului de pe șemineu. Șemineul de asemenea este un colțisor care îmi place să îl decorez și am luat ceasul primit de la mama și l-am pus în dulapul acela cu fotografii. Dulap care nu știu dacă îmi mai place sau nu îmi mai place. Mi-am dorit un colțisor unde să pun toate fotografiile, dar în momentul de față nu știu, parcă zic eu că ar aglomera camera, nu știu exact nu știu exact să mă pronunț dacă îmi mai place sau nu. Între timp am și aspirat, dar din păcate camera nu a mai înregistrat, așa că trecem la ștersul pe jos. Mi-am dat seama că partea aceasta a șemineului nu am șters-o, așa că folosesc aceeași cârpă cu soluția galbenă. Mopul acesta l-am mai avut și în trecut și știți că mi s-a rupt, l-am avut cumpărat din Lidl. Este mop cu pulverizator, are un rezervor în care pui soluția și pur și simplu pulverizezi atunci când uh, ștergi pe jos. Cel din Lidl mi s-a rupt, așa că am cumpărat altul din, uh, din BNM. Uh, nu ajunge foarte bine, vedeți marginea aceea la șemineu, acolo a trebuit să iau din nou cărpa cu soluție ca să șterg, pentru mi se părea că... Mopul nu face decât să împingă mizeria în acea apă dungă. Este foarte ușor de folosit pentru că pulverizezi soluția, nu stai cu găleată după tine. Nu, e mult mai ușor, mi se pare mult mai ușor așa și mai ușor de depozitat. Eu fac un amestec de, de, soluție de șters pe jos cu apă și o pun în acel, în acel recipient, după care mai clătesc o dată cu o cârpă curată. După ce s-a uscat, am adus covorul muștar. Este covorul pe care l-am luat anul trecut, dacă ați văzut holul cu decorațiuni. Dacă nu puteți merge acum să îl vedeți, este pe canal. Și am adus cele două fețe de pernuță care erau deja spălate, pentru că Celelalte două sunt, uh, sunt la spălat. Îmi place foarte mult să iau fețe de pernuță de la second hand sau uh, de la uh... Târgurile vechituri, pentru că găsești o calitate extraordinar de bună, pe care acum nu prea o mai găsești în magazine. Eu nu prea am mai găsesc în magazine fețe de pernuță de o calitate bună, dintr-un material gros și rezistent, să spun așa. Am găsit foarte frumoase, dar subțirele, ori cele groase, sunt extrem de uh, scumpe. Am văzut și la 6 lire fața de pernuță, ceea ce mie mi se pare foarte mult să dau pe o față de pernuță 6 lire. De ce aș da 6 lire pe o față de pernuță când de la târgu de vechituri o găsesc cu 50 de pii, cu uh, o liră, nu știu, prețuri din acestea sau de la Second Hand le-am luat pe cele două cu o liră 50 fiecare. Deci la jumătate de preț, la 3 lire, eu am luat două fețe de pernuță, plus că le-am găsit de 50 de centimetri și de obicei nu prea găsești. Am adus și față de pe, pernuța pe care am luat-o cu totul din BNM și... Ghiveciu și dovlecelu și am schimbat această plantă din ghiveciul acela gri. Acum vedeți că o curăț pentru că noi am fost plecați și ea s-a mai uscat. Am scos-o din ghiveciul gri și am pus-o în ghiveciul portocaliu și vine super super bine, chiar îmi place cum îmi place cum arată mult. Și bineînțeles că lângă am zis că merge dovlecelul acela portocaliu. M am dus și decorațiunile din anii trecut și mi-am dat seama că acest parfumel s-ar potrivi foarte bine cu decorul de toamnă are și acele frunzulițe și are o culoare de mov cu auriu, deci zic eu că vine bine în acea uh, combinație. Uh, Double pe care i-am luat la fel anul trecut din BNM, pe care am hotărât să-i pun pe șemineu. Pe șemineu au stat și, și anul trecut tot pe șemineu. Și cele două suporturi de lumânări cumpărate anul acesta de la reduceri din B&M. Am zis că aceste lumânări în borcanul acela, acesta fumuriu sunt lumânări de la Botanica. Le-am cumpărat la super preț, la reducere de prin, prin Tesco, cred. Uh, au fost super reduse și îmi do doresc foarte tare cu, pe cea cu vanilie, dar nu prea am, am găsit-o. Continui să despachetez lucruri de anul trecut. Veți vedea că între timp eu voi mai muta din lucruri, le pun într-o parte, după care mă răzgândesc, le pun în altă parte. Am și doi dovleci care sunt de fapt de Halloween, dar eu îi voi pune întors și se va vedea doar partea normală a dovlecelului. Și bineînțeles că va trebui să te rec la decorarea măsuței. Măsuța nu poate rămâne nedecorată niciodată. Și voi folosi ghiveciul gri în care a fost planta, ghiveci pe care l-am cumpărat de la târgul de vechituri, dacă ați văzut holurile uh, pe care le-am făcut de la târgurile de vechituri. Știți că acel ghiveci gri l-am cumpărat de la târgul de vechituri, are o margine aurie interesantă. Și am luat această decorațiune pe care am cumpărat-o de la Kik din uh, din România a fost destul de accesibilă și mi-a plăcut super mult. E cu frunze așa de toamnă, cu castane, cu o ghindă, doar că ea a stat turtit în bagaj și a trebuit să o desfac eu puțin, să o, cum să zic, să o ciufulesc așa ca să pară mai bogată pentru că ea era, era strânsă. Și am folosit ghiveciul gri pe post de vază. Eu zic că acel gri se blenduiește foarte bine cu canapeaua gri și, nu știu, arată foarte bine cu acele uh, frunzulițe. Și-am mai pus și câteva uh, ciupercuțe pe care le-am cumpărat tot din chic, dacă bine mi-aduc aminte. Da, tot din chic. Au fost foarte ieftine, nu știu, ceva de genul 5 lei uh, mai multe uh, ciupercuțe și în ideea asta le-am și cumpărat în ideea decorului de... Uh, de toamnă. Chiar nu am văzut prin România produsele, prin Anglia produsele pe care le-am văzut în chic. Bineînțeles, lângă acel aranjament o să pun și lumânare. Am mai pus și felinarul pe care la fel l-am cumpărat anul, anul trecut pentru decorul de toamnă. Și am hotărât lângă felinar să mai pun așa eu și câte o ciupercuță. De asemenea și pe șemineu am mai pus câteva câteva ciupercuțe, dar veți vedea până la final decorul se va mai schimba. Bineînțeles că n-am terminat de aranjat ieri și continuăm azi. Primul lucru care l-am făcut a fost să iau acel ventilator pentru că gata, s-a dus cu vremea caldă, nu mai avem nevoie de ventilator, eventual în curând vom face focul în șemineu. Și ziua începe ca de obicei cu pusul lucrurilor la loc, ce era pe măsuță, îmi pun și un clip la TV și bineînțeles Ivi pe lângă mine că nu se poate fără, fără ea. Și am adus din mașina de spălat tot ce am pus eu, din muscător, de fapt, tot ce am pus eu ieri la spălat. Și vă spuneam de ciucurașul de la pernuța mai rupt tv unul între timp, bineînțeles că nu se putea altfel. Voi folosi pătura Pătura muștar pe care anul trecut, dacă ați văzut clipul cu cum am decorat de toamnă, acea pătură am folosit o în scuze, în dormitor. Am folosit păturica de data aceasta am hotărât să o folosesc aici. Deși este mai galbenă decât muștarul din covor, dar zic eu că până la final totul va arăta bine. Îmbrac și celelalte două pernuțe, acestea sunt cele care le-am luat din second hand și care au costat o liră 50 bucata, tot la fel de 50 de centimetri pe 50 de centimetri. Mi se pare că e destul de greu să găsești acum fețe de pernuțe din acestea de dimensiuni mai mari. De obicei le găsești pe cele de 40 pe 40 sau 45 pe 45, cred că e mărimea, mărimea cea mai uzuală. Și am hotărât să combin cărămiziul cu muștarul acela. Nu mai bine să nimerit și pernuța aceea din BNM cu auriu și cărămiziu. Și zic eu că dă, dă bine așa până la, până la final. Cam așa arată colțișorul decorat cu uh, ghiveciul, cu dovlecelul auriu și parfumelul de la Lolita Lempica, care are acele accente, acele frunze cu auriu și cu mov, eu zic că vine foarte bine. Bineînțeles și măsuța mea de cafea, ea nu putea rămâne nedecorată cu aranjamentul și două lumânări. Și aici este șemineul, așa arată partea de jos, biluțele acelea sunt biluțe care au căzut de la pătură. Și am hotărât să-i pun acolo pe post de dovlecei, pe post de culoare și cam așa arată partea de sus. Am pus și un difuzer cu bețișoare și buvnița și cam așa a fost rezultatul final. Iar canapeaua, de obicei îmi place să decorez canapeaua pentru că cred eu că schimb culorile în casă și dă un vibe mai bun, cam așa, cam ăsta e rezultatul final. Și așa arată totul în ansamblu. Spuneți-mi în comentarii dacă vă place cum am decorat și dacă voi investiți mai mult în decorațiuni, eu sunt cam zgârcită în a investi în, în decorațiuni. Nu uita să dai un like și un subscribe, iar noi ne vedem în clipul următor. Pupici!